Zestrea editorială a Severinului s-a îmbogățit cu noi apariții. Mai multe volume au fost lansate în cadrul unui eveniment festiv la care au participat numeroși oameni de cultură ai Severinului. Cu emoție, autorii și-au prezentat creațiile. Pentru mine, festivitatea de astăzi este un regal, este o dată în viață, este o dorință pe care vine de mult, de mult, da? Și care stătea cu minte într-un raft și aștepta momentul. Mi-a plăcut să scriu, mi-a plăcut să citesc, să vorbesc mai puțin, mi-a plăcut. Și foarte fericită de atmosfera care este aici. Am lansat această carte Iluzii de toamnă, cam în ton cu vârsta mea, cam în ton cu starea vremea, vremurilor și toate s-a adunat. Florin Olteanu, profesor în cadrul Universității din Craiova, și Carmen Zamfirescu au revenit și ei la Drobeta Turnul Severin cu volume noi. Am colaborat la două dintre cărțile de față. Mă refer la o carte de istorie, România între șac, marș și remiză, 23 august 1944, și la cartea Mărmântul poetului Ovidiu între mit și realitate. Acestea se încadrează în problematica de istorie. Prima pornește de la realizările, de la analizele privind ziua de 23 august prin ochii martorilor oculari. Cea de-a doua îmbină arheologia, literatura și istoria în general despre informațiile despre poetul Ovidiu. Mă bucur nespus că mă aflu din nou în orașul copilăriei mele. Astăzi va avea loc o lansare multiplă de carte. Cărțile se numesc Careul de aș între distinție și aristocrație, Rolul regilor României în dezvoltarea marinei militare române, Soția comandorului și Taina rubinelor, Mormântul poetului Ovidiu între mit și realitate, România între șahmat și remiză, 23 august 1944, și cartea România și consumul de droguri. Vineri, la Drobeta Turnul Severin, se organizează Nocturna Bibliotecilor. La sediul Pogani al Bibliotecii I.G. Bibicescu, la ora 18, sunt programate noi lansări de carte. Participarea la eveniment este liberă.